Dumnezeu îmi spune că suntem gata. Dragi cetățeni, mai sunt câteva zile până când voi veți decide cine va guverna Republica Moldova următorii 4 ani. Alegerea este foarte simplă. Între oameni cinstiți și între hoți. Timp de 30 de ani, aceeași gașcă de hoți s-a tot perindat la guvernare. A sărăcit țara și a protejat hoții. Vremea lor se apropie de sfârșit. Duminică, cetățenii vor alunga acești hoți. Însă nu este suficient să-i scoatem pe hoți din funcțiile de conducere. Ei trebuie să răspundă pentru abuzurile și furtul din banul public, pentru înfructarea din bugetul public, pentru falimentarea întreprinderilor de stat, pentru contrabandă, pentru scheme, pentru contracte grase ilegale cu statul. Nu e de ajuns să alungăm hoții, dragi cetățeni. Trebuie să facem dreptate și să construim instituții care să nu mai permită hoția, care să-i pedepsească aspru pe cei care bagă mâna în banul public. O reformă veritabilă a justiției este vitală pentru a asigura o viață bună pentru oameni. Ori nu poți asiguri bunăstare atâta timp cât nu faci dreptate. Niciodată nu vei putea majora salarii, ridica pensii, repara drumuri, școli, grădinițe, spitale, atâta timp cât țara este furată. Pentru că banii se duc la hoți în loc să meargă la salarii, la pensii, la drumuri, la școli, la grădinițe, la spitale. De aceea, în chiar ziua când va avea loc ședința de constituire a noului Parlament, deputații PAS vor depune la Curtea Constituțională două proiecte de modificare a Constituției Republicii Moldova. Ambele sunt deja elaborate și așteaptă doar aprobarea. Conform prevederilor constituționale, pentru a depune un proiect de revizuire, de modificare, de completare a Constituției la Parlament, mai întâi trebuie să existe un aviz din partea Curții Constituționale. Evident că inițiativa legislativă trebuie să întrunească cel puțin o treime din voturile parlamentarilor. Despre ce sunt aceste două proiecte despre care vorbim? În primul rând, este vorba de proiectul care ar simplifica mecanismele de confiscare a averilor funcționarilor și demnitarilor publici. Este clar că, având un salariu de 5, 10, sau chiar 20.000 de lei de la stat, un funcționar sau demnitar nu poate să-și construiască vilă de 5 milioane de euro în țară sau peste hotare și nu poate să-și procure mașini de lux cu 10.000 de euro. Probabil, acești bani sunt obținuți prin corupție și mită. Proiectul de lege propune că atâta timp cât funcționarul nu poate să justifice averea, aceasta trebuie confiscată. Proiectul de lege are sarcina să facă mai ușoară confiscarea averii acestor funcționari prin faptul că inversează sarcina probei. Nu doar statul trebuie să demonstreze că proveniența averii este nejustificată, ci și funcționarul trebuie să dovedească că proveniența averii este legală. Dacă funcționarul nu poate să dovedească acest lucru, averea trebuie și va fi confiscată. Și aici vreau să menționez, este vorba de averea reală pe care o deține funcționarul public, nu doar aceea care o declară în acte și eventual casele, vilele în care locuiesc să fie scrise pe mătuși, nepoți, soacre și tot așa mai departe. Al doilea proiect de lege de modificare a Constituției ține de limitarea imunității deputaților. La concret, se propune introducerea în textul Constituției
a unei prevederi conform căreia pentru infracțiunile de spălare a banilor, corupere pasivă, trafic de influență și îmbogățire ilicită, imunitatea să nu fie aplicabilă parlamentarilor. Deputații, într-adevăr, trebuie protejați de hărțuiri din partea oponenților politici, mai ales când este vorba de exprimarea opiniilor. Asta însă nu trebuie să constituie un paravan pentru a lua mită și a îndeplini alte acțiuni ilegale. Deci deputații trebuie să fie egali în fața legii cu toți cetățenii Republicii Moldova atunci când este vorba de infracțiuni corupționale. Imediat după ce vom obține avizul de la Curtea Constituțională cu privire la aceste două proiecte de modificare a legii supreme, proiectele vor fi depuse cu numărul necesar de semnături ale deputaților la Parlamentul Republicii Moldova. Și ulterior, conform procedurilor și termenilor constituționale, ele vor fi votate și aprobate. Dragi cetățeni, angajamentul nostru de a lupta cu marea corupție este unul ferm. Nu vom ezita să promovăm măsuri dure, dar care la final să aducă dreptatea pe care o așteaptă toți cetățenii Republicii Moldova. De aceea, după alegerile parlamentare, imediat după alegerile parlamentare, vom începe să curățim sistemul de justiție astfel încât să facem dreptate oamenilor. Și doar făcând dreptate vom aduce și bunăstare. Dreptate și bunăstare va fi în Republica Moldova după alegerile din 11 iulie 2021. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!